Salut, pești! Voi face citirea pentru luna plină din casa a doua, din Berbec. Este o lună plină pe 29 septembrie la ora 12:57 în 6 grade Berbec. O lună plină care arată rezultatele, recolta voastră legată de resurse, de bunuri materiale, de ce ați obținut voi prin munca voastră. Să vedem sfatul tarotului ermetic. Și iată, aveți o prințesă de spade. Vă puteți gândi la o femeie cu ascendent, zodie, lună plină, în gemeni sau în vărsător. O femeie care s-ar putea să vă aducă o inspecție. De obicei vorbește foarte mult, poate să ducă vorba de colo-colo, dar în primul rând poate să vă facă și o sesizare, ceva. Este o femeie totuși care se luptă cu voi, vrea să vă blocheze, vrea să vă facă probleme. Să vedem mai departe. Aveți aici doi ași. Aveți un rege de cupe care reprezintă leul după semnele lui, da? Regele de cupe, scuzați-mă, reprezintă scorpionul. Nu știu de ce am zis regele de bute. Regele de cupe reprezintă scorpionul, deci o persoană care, un bărbat sentimental, sensibil, romantic, ascendent, zodie, în scorpion. Cu foarte multe lucruri ascunse și este totuși o persoană care, dacă este rănită, s-ar putea să se răzbune. Trebuie să-i câștigați bunăvoința cu mare atenție. Și aici voi aveți o inițiativă, începeți ceva, un început nou. Poate fi vorba de o creativitate, de o călătorie, de studii, de discuții despre educația unui copil. Sunteți foarte preocupați de acest început nou, care vă dă o energie nouă, o hotărâre, o stare benefică și să nu uităm acest început, poate că îl discutați cu acest rege de cupe, dar aveți și un as de spade, unde ne putem gândi la o situație în care voi vă doriți să vi se facă dreptate, vă doriți rațiunea. Vă gândiți că după mult timp ați suportat destule și ar fi momentul rațiunii. Cam ăsta ar fi principalul aspect, dorința voastră de a impune această rațiune. Spada este la fel cum este balanța cu spada, arată posibilitatea de a vi se face dreptate, dar este o dreptate divină. Spada care pedepsește pe cei incorecți și ajută pe ceilalți. Deci aceasta ar fi, să zicem, sfatul pentru voi. Trebuie să vedeți cum vă purtați cu acest rege de cupe. Să fiți foarte atenți la acest început, să vă calculați foarte bine momentele și, într-adevăr, rațiunea va trebui să învingă. Haideți să vedem ce spun runele. Și iată.
Deci, încerc să le aduc câțiva așa. Aveți o cădere de vitalitate, de energie, tocmai datorită aflării unui secret. Este un secret urât al unor persoane care s-au implicat în viața voastră și v-au adus o pierdere. Aceste persoane au fost, am spune, parcă așa, ghidate de o femeie, o femeie care, am zice că v-a trădat. Poate fi și intuiția voastră care nu ați putut să o folosiți. Și în toate aceste aspecte negative, am zice că nu ați avut noroc. Bunjo este răsturnat și această rună spune că nu ați avut noroc să observați că această femeie vă trădează. Nu ați avut noroc să vedeți atitudinea celor din familie care nu este chiar benefică pentru voi, da? Și ați prefera să faceți o alegere, această turisază arată alegerea voastră, o alegere care este greșită, o alegere care va duce într-un fel de hazard. Orice ați întreprinde pentru a corecta o situație, nu veți putea. Vă loviți de ceva. Și am putea spune că este poate momentul să căutați un sfat din partea unei persoane calificate, dar trebuie să fiți foarte atenți. Două rune, o rună care va aduce o schimbare lentă, stabilă și benefică. Veți observa la un moment dat în viața voastră unde aveți aceste aspecte foarte negative și doar undeva aici apare o rună care lasă o undă de fericire, de speranță că veți avea parte și de o schimbare lentă, stabilă și benefică, dar veți simți destul de lent aceste aspecte atunci când o să vă dați seama că aveți o situație, eu știu, benefică, cu daruri sentimentale, daruri materiale, aspecte benefice pentru voi care vin în viața voastră. Deci, am putea spune că nu v-a fost ușor deloc în aceste 6 luni de zile, v-a fost foarte greu legat de resurse, de bunuri materiale, dar această speranță, ea vine destul de lent. Nu va veni foarte rapid să vă schimbe această situație. Deci, cam acesta ar fi aspectul. Aveți lucruri ascunse legate de bunurile materiale, cineva va ascunde ceva, cineva care este implicat în a vă crea această pierdere, fiindcă aici avem o rună care arată o pierdere de bunuri. Deci nu este nimic ușor, dar vă așteptați la o schimbare lentă, stabilă și benefică. Eu vă doresc numai bine și nu uitați, dacă vreți să ajutați canalul să se dezvolte și vă plac aceste citiri, puteți să dați un like, să vă abonați, să transmiteți mai departe, nu vă costă nimic și vă mulțumesc!